Bună seara tuturor, dragi cetățeni, ne aflăm în punctul culminant al acestui proces democratic important. Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional au fost un exemplu de participare civică activă și de încredere în valorile fundamentale ale democrației noastre. După o zi intensă de vot, Comisia a început centralizarea rezultatelor preliminare, care se actualizează pe măsură ce birourile electorale ale secțiilor de votare introduc datele în sistemul informațional alegeri. La ora 21 s-au închis secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, fără să fie înregistrate întreruperi ale fluxului de votare sau alte inconveniențe legate de procesul electoral. Cele mai active circumscripții au fost Dondușeni cu 50,9%, Taraclia 49,4%, Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia cu 49,4%, Ocnița cu 48,1%. În diasporă, secțiile cu cea mai înaltă rată de votare au fost din țările Italia, Federația Rusă, România și Franța. La polul opus, în țară, cea mai mică rată s-a înregistrat în circumscripțiile electorale Nisporeni cu 39,6%, Hâncești cu 39,3% și Cantemir cu 37%. Cei mai activi alegători au fost cu vârsta cuprinsă între 36, 45 și 56, 65 de ani, cu peste 19%. Îi felicităm pe cei 15.716 de tineri care astăzi au votat pentru prima dată. În secțiile de votare, pentru alegătorii din stânga Nistrului, au votat peste 16.000 de alegători, fără să se înregistreze incidente semnificative. În informația de la finele zilei de astăzi a Inspectoratului General de Poliție, ne-au comunicat despre 146 de incidente electorale care sunt documentate și examinate. La închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, dar și de pe teritoriul altor state, unde votarea s-a încheiat la ora 21, prezența la vot a fost de 1.546.757 de alegători, ceea ce reprezintă 51,4% din alegătorii înscriși în listele electorale. Dintre aceștia, 1.478.953 de alegători au semnat în listele electorale pentru recepționarea buletinului de vot la referendum, ceea ce a constituit 49,81%. Astfel, reieșind din datele preliminare privind rata de participare, Comisia Electorală Centrală declară aceste scrutine valabile în condițiile în care cel puțin o treime dintre alegători s-au prezentat la urnele de vot. Reiterăm că legea supusă plebiscitului se va considera adoptată dacă pentru aceasta au votat majoritatea cetățenilor care au participat la referendum. După recepționarea proceselor verbale de la consiliile electorale de circumscripție, Comisia va prezenta Curții Constituționale un raport privind rezultatele scrutinului, care, la rândul său, în termen de 10 zile, va confirma sau infirma printr-o hotărâre rezultatele referendumului. În cazul alegerilor prezidențiale, consiliile electorale de circumscripție prezintă în termen de 48 de ore după închiderea secțiilor de votare procesul verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripții. Ulterior, CEC va anunța rezultatele finale ale alegerilor. În cazul în care
Niciunul dintre candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova nu a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri. Se organizează al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. În aceeași ordine de idei precizăm că mai rămân a fi deschise 4 secții de votare din circumscripția electorală Chișinău, care au decis prelungirea programului cu o oră, pe motiv că echipele cu urna mobilă nu au reușit să revină în birou până la ora 21. La fel, către această oră am fost informați că 4 secții de votare din afara țării au decis prelungirea programului cu 2 ore la București, România, 2 secții de votare din Moscova, Federația Rusă, și cu o oră secția de votare din Brașov, România. În continuare, prezentăm rezultatele preliminare ale scrutinului prezidențial și referendumului republican constituțional cu primele procese verbale incluse în sistemul informațional. Pe ecranul din fața dumneavoastră vedeți datele preliminare privind rezultatul numărării buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale. Iar pe ecranul numărul 2 se afișează rezultatele cu opțiunile de vot exprimate de alegători la referendumul privind modificarea Constituției Republicii Moldova în vederea aderării la Uniunea Europeană. Și la final, exprimăm mulțumiri tuturor instituțiilor implicate în organizarea procesului electoral pentru sprijinul oferit Comisiei Electorale Centrale. Apreciem participarea activă a alegătorilor noștri din orice colț al lumii și le mulțumim pentru că au răspuns apelului de a fi parte a acestui proces democratic. Exprimăm gratitudinea celor peste 25.000 de funcționari electorali pentru efortul lor și profesionalismul de care au dat dovadă. Și nu în ultimul rând, tuturor observatorilor care au manifestat vigilență, corectitudine și implicare în monitorizarea procesului electoral, precum și tuturor reprezentanților mass media care au reflectat în mod obiectiv acest scrutin. Mâine, 21 octombrie, la ora 10, în cadrul unui briefing, Comisia Electorală Centrală va comunica bilanțul preliminar privind totalizarea rezultatelor referendumului republican constituțional și ale alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Vă mulțumesc! O să repet întrebarea în microfon. Vă rog să ne spuneți dacă au fost încălcări astăzi pe parcursul zilei în măsură să vicieze rezultatul alegerilor. Mulțumesc. Așa cum am anunțat, noi urmează să recepționăm procesele verbale de la birourile electorale ale secțiilor de votare, toate rapoartele de la aceste organe electorale și după aceasta vom putea veni cu concluzii vis-a-vis de faptul dacă a fost posibil de influențat sau nu rezultatele desfășurării scrutinelor. Și dacă puteți să ne spuneți câte contestații au fost depuse la președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și ce încălcări anunță pe scurt? Vă rugăm să precizați informația. Întrebarea vă rugăm să o precizați. Dacă au fost depuse contestații la președinții birourilor electorale și câte și un sumar al încălcărilor anunțate? La fel, noi urmează să recepționăm acele rapoarte din secțiile de votare și cu această ocazie amintesc că în acest scrutin
am avut un proiect pilot de încărcare a acestor rapoarte în regim online din 3 circumscripții electorale. Telenești, Ștefan Vodă, scuze, și Hâncești. Și deja după ce vom vedea aceste rapoarte care conțin datele privind desfășurarea scrutinului pe parcursul zilei, inclusiv cifrele pe contestații sau sesizări care au fost depuse la secțiile de votare, doar atunci ne vom putea pronunța vis-a-vis de acestea, de numărul acestora și de conținutul acestora. Deci noi vedem în continuare că pe ecrane cifrele se modifică pentru că mai avem secții de votare care încă primesc alegătorii, deci încă nu toate secțiile de votare sunt închise. Acestea se vor închide la ora 21 a țării gazdă. Și rezultatele care sunt afișate acum pe ecran vizează secții cu un număr mic de alegători, care deja au procesat procesele verbale pentru alegerea președintelui și pentru referendumul constituțional. Doamna Caraman, dacă ne puteți spune și nouă ce site să accesăm pentru a vedea rezultatele preliminare în timp real? Site-ul Comisiei Electorale Centrale la rubrica Rezultate preliminare și acolo puteți accesa separat rezultatele preliminare privind alegerea președintelui Republicii Moldova și rezultate preliminare privind referendumul republican-constituțional.